Am aici două cutii de la Pick and Dazzle cu două noi oferte de la ei. Au făcut niște oferte rezoluție, mi se par foarte interesante. Adică dacă îți dorești, de exemplu, păr frumos în anul ăsta, îți iei produsele care sunt toate pentru păr și sunt foarte mișto și au cocosolii și au cooking mișto rău. Și dacă îți dorești, de exemplu, ten frumos, perfect, nu știu cum, îți iei cutia asta și ai la fel produse pentru ten. Dar, haideți să vedeți de ce asta e desfăcută și de ce nu am putut obține să văd ce e în ea, pentru că un produs era afară. Adică nu am încăput în cutie, atât de multe produse sunt. O să vă arăt și aici exact la ce mă refer. Și haideți să vedem câte produse sunt, cât costă, ce valoare au și dacă se merită să vă luați această cutie pichendeză. Deci aceasta este Îmi doresc păr frumos și are așa, produsul pentru care zic că merită cutia, adică și măcar nu trebuie să-ți te gândești dacă trebuie sau nu. Ea costă 209 lei și are acest full size de la Coco Solis Grow. Este acel serum spray Fruit Burst, care are 110 ml, mi se pare. Stai că l-am scos și din cutie, că în cutia asta a venit. Cu pompița separat și a trebuit să o pun. 110 ml, da. Și conține extract de cocos organic, miroase super, super mișto și este un elixir, cum zic cei de la Coco Solis, pentru creșterea părului. Eu de-abia am început să-l folosesc, să-l testez și mă dau în special pe scalp, dar și pe aici, pentru că miroase foarte bine. Și produsul acesta, full size, costă peste 100 de lei. Deci mai sunt o grămadă de produse și numai ăsta costă peste 100 de lei. O să vă arăt prin screen de pe site-ul Coco Solis aici, să vedeți exact cât e. Și deci numai pentru ăsta, dacă vreți să încercați pe lângă celelalte produse, eu zic că merită cutia. După care avem așa, două produse e-cooking, full size și ele, de fapt mai mult decât full size, pentru că asta are 250 ml și ăsta are 250 ml. Produsele lor sunt foarte mari astea, deci uitați-vă cât de gigantice sunt. Și acesta este un șampon uscat, pe care de-abia am văzut că l-au lansat Bye Bye Greasy Hair și el costă foarte mult. Găsiți produsele lor în general în Douglas sau pe site-ul lor oficial, nu mai știu dacă l-am văzut și în Mario, nu? O să caut și dacă găsesc poza o să vă las pe aici. La fel și acest fixativ, tot de la e-cooking, să știți că produsele lor sunt naturale. Uite, de exemplu, ăsta conține provitamina B5, zice că adaugă volum. Vedeți, aici sunt vegane, deci nu e ca și cum ți-ai lua un fixativ normal. Deci, până acum sunt trei produse full size cu prețuri care depășesc valoarea cutiei. După aceea avem acest șampon de la un brand care se numește Sere, e foarte mișto și el este organic. Până acum n-am mai încercat produse de la ei, dar am auzit despre ei. Nu mai au produsele la altcineva pe piața din România, cel puțin nu le-am văzut. Și este un șampon cu Ylang Ylang and Mellow. Nu știu ce înseamnă Mellow. O să mă documentez să văd despre ce e vorba, dar și el este tot full size, 250 ml și știu că și produsele lor sunt tot la fel destul de scumpicele și chiar vreau să-l încerc. După care mai este o mască de păr. Eu am mai avut varianta mai mică, dar asta vedeți că este tot full size, de 150 ml și miros delicios astea. Foarte bine miroase, care tot așa este interesant, dar ăsta, din câte știu, nu este un produs foarte, foarte scump. Și mai aici încă un produs pe care nu aș vrea să vi-l arăt, pentru că zice pe site că este cadou, așa că o să-l las aici, doar că vă zic că este un produs thickening balm, un balsam care face părul mai des. Și cam astea sunt produsele din cutia, din prima cutie și aici trecem la a doua cutie pe care o vom desface împreună. Și este vorba despre cutia Skin, care arată așa, este Îmi doresc ten perfect, frumos, nu știu, ceva de genul, curat, curat parcă, da. Dar mai au și o variantă pentru acne, așa că dacă aveți acne, intrați acolo. Sunt trei produse de la Bimi, care este un brand special pentru acnee și mai au și alte, și de la eCooking, iarăși eCooking. Deci intrați să vedeți ce înseamnă eCooking, e fenomenal și tipa care l-a făcut, Tina, cumva o cheamă, nu mai rețin exact numele de familie, dar este fenomenală că a avut ideea asta și să faci în bucătăria ta cosmetici și pe aia să devii un brand din ăsta internațional, mi se pare wow. Deci, haideți să vedem aici cum arată cutiuța. Vedeți că sunt puse în chestii din astea și zice Norton Ordinary Beauty Box but a Skin Experience și un produs care îi dă o valoare foarte mare este acesta de la Avant. Eu mai am multe produse de la Avant. Știu că au avut și cutii tematice numai cu Avant,
Aceasta, intrați să vedeți. Adică, haideți să vă pun eu aici cât e exact acest produs aici pe site-ul Avant. Să vedeți despre ce e vorba. Au niște ingrediente și niște tehnologii din astea mișto, interesante. Mie îmi place foarte mult un gel de spălare pe față care mi se pare wow și n-am mai testat altceva în genul ăla. Acum, deci Avant am zis că avem. Iar continuăm cu e-cooking, un alt produs full size, care este Cleansing Milk. Eu am varianta pentru ten gras, cea normală, care este transparentă și miroase delicios. De-abia aștept să vă cumpărați și ăsta. Este un Cleansing Milk pentru piele normală și uscată, dar la câte mișto sunt, o să le folosesc chiar dacă nu e pentru tenul meu. O mască, tot de la e-cooking, tot full size, este cu ulei de mandarine, acid hialuronic, ulei de sesame oil, nu mai știu cum îi zice, susan, parcă, și zice moisture boost in just 10 minutes or overnight. Chiar trebuie să o încerc. Cred că este la fel ca cea mică pe care o am deja, dar nu știu exact, așa că trebuie să o încerc asta. Un serum cu vitamina C de la e-cooking. La fel este varianta full size și îl mai am, doar că aproape l-am terminat pe al meu și așa că vine bine, este în sticluță din asta de sticlă. Un alt produs de la Avant este și acest produs pentru ochi. La fel, chiar dacă îl vedeți așa micuț, este full size-ul lor, dar să știți că produsele astea de la Avant sunt varianta de testat, cum ar veni, chiar dacă sunt full size, adică ele se găsesc și în varianta de sticlă, dar atunci sunt și mai scumpe și practic ei de asta le comercializează în beauty box-uri ca să poată cât mai multă lume să le testeze și să ne îndrăgostească de ele. Pe care mai este aici un produs cadou, la fel, pe care nu vreau să vi-l arăt pentru că ei spun că este cadou pe site și să vedeți și voi să aveți bucuria aia că e cadou, dar oricum puteți să vă luați gen cutii personale în care să vă alegeți voi produsele de 99, de 189 sau de 269, mi se pare că costă cea mai scumpă și la aia de 269 ți-ai produse de 10 milioane și vă zic că eu mi-am luat, deci mi-am pus în ea de, mi-am luat de 10 milioane produse. În fine, deci astea sunt ofertele, a, nu v-am zis cât costă asta, asta de ten curat, costă 199, mi se pare, dar oricum o să vă caut aici și vă pun prețul. Și da, în special, eu sunt încântată de produsele de la e-cooking, dar și Avant, un brand foarte mișto. Vă pup și mulțumesc pentru vizionare!